mathematical structure. Mulțumesc, Sara, mulțumesc că ați venit și mulțumesc pentru invitație sau pentru ocazia de a vorbi asta noastră. Ceea ce voi prezenta se bazează pe un eseu care, mă rog, a luat un premiu trecut. Dar eseul nu în sensul filozofic, e un eseu freestyle, nu mă pretind ca un filozof, așa că probabil că veți găsi multe lucruri de criticat și chiar vă rog, aștept următoarele comentarii. Și începem. Cât de matematică este lumea fizică? Poate matematica să ne ajute să ne găsim drumul prin toate minunile și misterele Universului? Când fizicienii descriu legile care guvernează lumea fizică, matematica este întotdeauna prezentă. Se datorează aceasta faptului că Universul este măcar în parte matematic, sau mai degrabă matematica este doar o unealtă folosită de fizicieni pentru a modela fenomenele. Este matematica doar un limbaj în care spunem povestea Universului, o poveste care ar fi putut fi spusă cu aceeași eficiență sau chiar cu eficiență mai mare folosind alt limbaj? Sau, din potrivă, Universul este doar o structură matematică? Nu există o opinie unanimă despre acestea? Este matematica descoperită sau inventată? Sunt structurile matematice entități care au propria lor existență eternă și neschimbătoare? Atunci, unde le putem cunoaște? Dacă putem să le accesăm cu ajutorul gândurilor noastre, n-ar trebui ele să fie cumva conectate cu mintea noastră? Putem să le descoperim și să le explorăm? Sau chiar noi le inventăm? Sau poate inventăm axiome și din axiome descoperim consecințe? Să încercăm să aflăm. Un univers într-un punct. Gândiți-vă la un număr. A existat numărul acesta înainte de a-l alege? Sau chiar noastră l-ați inventat? Nu vă grăbiți cu răspunsul, pentru că nu este atât de ușor cât ar putea să pară. Să considerăm cel mai strălucit text scris vreodată. Ar putea fi Biblia, operele complete ale lui Bacon, sau colecția articolelor de pe arhivă. Oricare dintre acestea poate fi scris într-un computer. Calculatorul folosește un cod pentru a asocia numere literelor. De exemplu, lui I mare se asociază 65, lui B mare 66 și așa mai departe. Internul ele prezintă aceste numere binar, ca șirul de 0 și 1. De exemplu, A și B sunt reprezentate aici. Sunt prea lungi ca să le citesc. Să luăm orice text și să-i asociem un număr între 0 și 1, de forma 0 urmat de niște decimale, unde decimale reprezintă reprezentarea decimală a textului. Deci, nu reprezentarea binară, o convertim în bază de 10. De exemplu, Biblia începe cu la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Îi se asociază acest număr în versiunea pe care am citat-o mai sus, care, evident, prin construcție, este un număr între 0 și 1, care reprezenta pe segmentul 0-1. Orice informație structurată se poate reprezenta ca un punct pe acest segment. Toate creațiile literare, toate operele muzicale, toate filmele și tot ce vezi dumneavoastră. Această linie conține întreaga noastră viață, trecutul și viitorul, momentul morții, pentru că toată informația scrisă, care ne supraviețuiește, nu este decât un text sau un număr sau un punct. Aici se află și toate secretele pe care le avem fiecare dintre noi, persoanele de față se expune. Mă rog. Și toate gândurile care vă vin în minte pentru că am menționat aceste secrete. De fapt, tot se află aici. Toată creația umană, trecută și viitoare, nu este decât un punct pe acest segment. Unele puncte sau numere de pe acest segment conțin, de fapt, orice text care a fost scris sau care va fi scris vreodată, orice informație multimedia, de un număr infinit de ori. De fapt, știți că se spune că pi conține în zecimalele lui orice text de un număr infinit de ori. Nu se știe dacă pi e așa, dar de fapt există un infinit de numere între 0 și 1 care conțin orice text de un număr infinit de ori. De fapt, dacă alegem
un pun la întâmplare și un număr foarte mic pozitiv de epsilon, intervalul acela mic care este centrat în jurul acelui punct va conține de un infinit de astfel de puncte care conține un infinit de ori tot ce s-a scris și se va putea scrie vreodată. Dar dacă matematica nu ne permite să facem tot ce dorim, uneori pare ca o închisoare. Totuși, avem o libertate infinită într-un segment atât de mic ca acesta, intervalul 0-1. Deci este matematica descoperită sau inventată? Numerele dintre 0 și 1 există deja sau noi tot continuăm să le inventăm? Dacă ele există deja, atunci trebuie să admitem că orice poezie există deja acolo, dintre aceste numere, de 0 și 1. Dacă le inventăm, atunci avem altă problemă. Dar fiindcă noi etichetăm momentele de timp cu numere, înseamnă asta că am inventat fiecare moment de la începutul Universului și până acum, având în vedere ipoteza că noi inventăm numerele, ar însemna să inventăm practic fiecare moment de timp, pentru că le etichetăm cu un număr. La fel, ar trebui să inventăm fiecare punct din spațiu. Pentru că el este etichetat cu coordonate, care sunt tot numere. Pare că nu putem spune pur și simplu că matematica este inventată, pentru că nu putem să-i depășim granițele, indiferent cât de creativ am fi. Nu putem spune nici că o descoperim, poate că o construim, sau mai bine zis, o reconstruim. Este ca și cum dansezi liber, numai pentru a realiza că ai călcat tot timpul pe urme de picioare care deja există acolo. Matematica este deja acolo, eternă și neschimbătoare, și ceea ce inventăm noi este descoperirea matematicii. Dar ce este matematica? Matematica este știința structurilor matematice. O structură matematică e o mulțime notată cu S, împreună cu o colecție de relații între elementele lui S. O relație este o colecție de entupluri de elemente ale lui S. Cât de simplă și restrictivă pare a fi această definiție, toată matematica pe care o folosesc fizicienii este conținută în ea. De exemplu, cazul cel mai, nu chiar cel mai simplu, dar un caz simplu, numerele reale formează un set de care corespunde lui S. Există o relație de ordine care spune de pildă că 3 este mai mic decât 4. Relația de ordine poate fi privită ca fiind o colecție de perechi de forma AB, unde A este mai mic decât B. Deci dacă avem o astfel de colecție, avem relația de ordine. Adunarea este o colecție de tripleți ABC, unde suma primilor 2 din triplet ne dau valoarea. La fel și mulțirea. Deci numerele reale formează o structură matematică în sensul definit mai sus. De fapt, toată matematica folosită la ora actuală de fizicieni este la de acest fel, inclusiv spațiile vectoriale, în particular spațiile Hilbert, varietățile diferențiale pe care, care formează din cu spațiul din timpul, fibratele vectoriale care sunt folosite în fizică în teorie de etalonare și așa mai departe. Dar ce este fizica? Aproximativ vorbind, fizica ar trebui să fie o colecție de adevăruri, de afirmații adevărate despre lumea fizică. Ar trebui să descrie toate observațiile și rezultatele experimentale pe care le-am făcut până acum, dar și cele care se pot face. În timp ce noi putem culege rezultatele observațiilor noastre, le putem cataloga, asta nu este suficient pentru a prezice rezultatele experimentelor viitoare. De exemplu, Tycho Brahe a cules pozițiile planetelor și stelelor și le-a catalogat. Din observații foarte precise pentru vremea respectivă, pe perioade de mai mulți ani. Pentru a prezice, totuși, pozițiile viitoare ale planetelor nu erau suficiente tabelele lui Tycho Brahe. A trebuit să apară Kepler, care să descopere legile care le guvernează mișcarea. Deloc surprinzător, aceste legi sunt matematice. Datorită muncii lui Newton, formulele matematice ale lui Kepler au fost obținute ca o consecință a unor legi mai simple și mai generale. Deci matematica a intrat inițial în fizică ca o modalitate de a înregistra observațiile în
într-un fel precis, ca un principiu de ordine care organizează cantitativ observațiile, dar odată ce ele au fost organizate, ele apar. Da? Și consecințe ale unor legi mai profunde, care sunt de natură matematică. Aceasta permite nu numai să organizăm datele pe care le-am cules anterior, dar și să facem predicții. Toate legile fizicii pe care le-am descoperit până acum urmează acest tipar. Din acest motiv, matematica este atât de intim conectată cu fizica. Este matematica doar o unealtă în fizică, cum multă lume spune așa, și este o unealtă, dar poate nu e doar atât. Ca ființe care trăim în acest univers și îl observăm, experimentăm faptul că există regularități. Învățăm cum să utilizăm aceste regularități pentru a anticipa și a controla pe cât putem cursul evenimentelor. Din fericire, nu avem nevoie ca regularitățile pe care le deducem noi să fie atât de precise pentru obiectivele noastre de zi cu zi. Este suficient să fie practice. Din acest punct de vedere, matematica apare ca o unealtă utilă în organizarea cunoașterii noastre și care dă predicții mai mult sau mai puțin precise, predicții cantitative, care sunt suficiente. Datorăm matematicii libertatea adusă prin progresul științific și tehnologic. Dar faptul că matematica este utilă nu înseamnă că universul este matematic, nici măcar parțial matematic. Aceste modele utile pentru diverse fenomene sunt numai aproximări ale unei descrieri mai profunde. De ce nu s-ar putea ca ceea ce aproximăm prin aceste modele să fie o realitate matematică de însăși? Există ceva care nu poate fi descris de matematică? Ideea că matematica este numai o unealtă și care nici măcar nu este cea mai bună dintre ele, și-a găsit suporte printre filozofi, dar și printre fizicieni. Recent, Smolin și Unger au adus niște argumente puternice în sprijinul ideii că matematica nu numai că nu este descoperită, dar nici măcar nu este capabilă să descrie Universul într-un mod unificat. Smolin, probabil că este cunoscut de celor care sunt interesați de fizică, un fizician care a lucrat și mai lucrează la, în primul rând, gravitație cuantică. Iar Unger este un filozof despre care nu știu nimic decât lucrurile astea pe care le-au scris. Și, dintr-un motiv sau altul, au ajuns la concluzia că au descoperit ca o idee comună. Smolin a spus, chiar în concursul de a participa și este un meu, nu există obiect matematic care să fie izomorf cu Universul ca întreg. Și, deci, nicio corespondență perfectă între natură și matematică. Nu există lege eterne. Legile sunt subsidiare timpului și activității fundamentale de cauzare și pot evolua. Oamenii de știință descoperă regularități în felul în care natura funcționează, regularități care sunt testate succesiv și repetat și au putere de predicție. Matematica întotdeauna a jucat un rol major în asta. Știm că știm legi care nu au fost niciodată contrazise de observații și validitatea lor pare a fi eternă, dar asta nu înseamnă că nu vor fi contrazise de vreun experiment cândva în viitor sau că se aplică peste tot în univers. Deci, nu avem nicio modalitate de a contrazice afirmația lui Smolin, dar nu avem nici posibilitatea de a o confirma. Matematica, în schimb, și-a dovedit puterea predictivă împreună cu orice succes realizat de autorii din fizică. Experiența noastră ne arată că atunci când o lege a fizicii este încălcată într-o situație particulară și de se dovedește a fi doar o aproximare și nu universală, este pentru a face loc pentru o lege mai generală care explică mai mult. De exemplu, predicțiile relativității generale au mers mult dincolo de limitele gravitației newtoniene. Legile bazate pe un spațiu plat au fost înlocuite de legi mai generale pe spațiu-timp curv. Și
și chiar curvura a explicat gravitația ca pe o formă de inerție. În argument central invocat de Engel și Smolin este că dacă structurile matematice ar exista, ar trebui să fie independente de lumea fizică. Deci, orice afirmație că noi putem descrie universul matematic s-ar baza pe credința într-o putere mistică pe care o avem, care ne permite să accesăm această lume din afara universului. Problema cu acest argument este că, de fapt, oamenii care sprijină conexiunea puternică dintre fizică și matematică, de fapt, nu cred că matematica și lumea fizică sunt separate. Unii chiar cred că ele se identifică, Martin. Deci, argumentele invocate de Smolin și Engel nu contrazice ipoteza că universul este cel puțin izomorf cu o structură matematică. Ei cumva, nu știu, e un fel de strome. Nimeni nu susține că matematica este undeva în afară și noi o accesăm cu nu știu ce câte paranormale interpretează. După Engel, există lucruri care nu pot fi descrise de matematică, cum ar fi timpul și particularitățile. Matematica este o înțelegere a naturii, gonind-o de orice particularitate și temporalitate. O viziune asupra naturii, fără fenomene individuale sau timp. Dar putem noi găsi o proprietate a timpului, care nu poate fi descrisă de matematică? De fapt, timpul a fost cel mai bine înțeles tocmai datorită matematicii, în relativitate și termodinamică. Orice fenomen legat de timp, de exemplu memoria, poate fi în principiu descris matematic. Probabil, ceea ce pare să ne scape, să scape oricărei descrieri matematice, este sentimentul nostru că timpul curge. Deci asta ar fi, să zic, o posibilă excepție. Dar asta este altă problemă, care nu se restrânge numai la sentimentul curgerii timpului. Este problema grea conștiinței. Totuși, orice sentiment am avea, există corelate neurale asociate cu el și, deci, corelate fizice. Aceste corelate fizice sunt în domeniul fizicii cunoscute, care este puternic matematizat. Prin asta nu pretind că putem explica conștiința cu sau fără ajutorul matematicii. Singurul lucru pe care îl pretind este că manifestările fizice se pot descrie prin matematică, cel puțin în principiu. Engel mai scrie, raționamentele noastre matematice și logice au o caracteristică că plasează, au o caracteristică care plasează în contradicție acută cu explicațiile cauzale. O cauză vine după, vine înainte de efect. Explicațiile cauzale nu au niciun sens în afara timpului. Conexiunile cauzale pot exista numai în timp. De fapt, nu există niciun conflict între matematică și explicațiile cauzale. Ecuațiile care descriu timp, evoluția temporală a oricărui sistem fizic, dezvoltă conexiuni cauzale între condițiile inițiale și orice stare viitoare a sistemului. Dacă cauzalitatea nu este evidentă aici, să considerăm relativitatea generală, unde chiar geometria spațiului timpului ne dă conexiunile cauzale. Bineînțeles că metrica ne spune care elemente sunt conectate cauzal, dar nu ne spune direcția curgerii timpului. Motivul pentru care timpul are o direcție privilegiată nu este încă bineînțeles, dar mecanica statistică explică asta prin faptul că, la un moment dat, la Big Bang, entropia a fost foarte scăzută. Celălalt lucru pe care cei doi l-au presupus că e imposibil de a fi descris matematic sunt particularitățile. Abordarea reducționistă încearcă să explice diversitatea naturii în termen de câteva legi fundamentale și elemente constitutive. Cum este posibil ca niște legi universale și temporale să explice manifestări particulare care apar, evoluează și dispar? Bine, matematica și fizica nu sunt despre a explica, decât dacă luăm termenul a explica în sensul de a descrie. Matematica permite, ne permite să descriem orice despre aceste instanțe particulare într-un mod reducționist. Dar
nu știm încă destul despre cum se obțin ele din ecuații, cum se obțin diverse forme particulare ale materiei. Fenomenele emergente încă nu sunt destul de bineînțelese. Totuși, puținul pe care l-am înțeles până acum a fost făcut cu ajutorul matematicii și nu o contrazice. Nu știu de o alternativă non-matematică de a explica emergența. Cel puțin matematica poate fi utilizată pentru a descrie forme particulare, chiar dacă nu putem să spunem de ce au apărut în această formă. Practic, toate formele pe care le știm sunt partea soluțiilor unor ecuații fizice. Acum, ecuațiile sunt destul de complicate și ele ajung să aibă, soluțiile ajung să aibă diverse forme, cum ar fi noi adunați în sala asta. E greu să spui ce condiții inițiale și ce legi au dus la apariția noastră. Postulând emergența sau formele particulare ca fiind fundamentale, nu este o soluție. Avem nevoie să explicăm pe cât posibil cât mai mult înainte de a adăuga un principiu nou de radical. Trebuia neapărat să existe aceste forme noi. Unii cred chiar că problema grea a conștiinței poate fi rezolvată într-un mod reducționist. Deși până acum numai probleme ușoare s-au putut explica. Dar indiferent cât de speriați am putea fi de faptul că legile fizice, în forma lor matematică, sunt prea rigide pentru a permite conștiința, cel puțin știm că ele nu exclud posibilitatea liberului arbitru, indiferent ce este acesta. Este orice izomorf cu o structură matematică? Din definiția matematicii pe care am folosit-o aici, se poate vedea ușor și o să vedem cum, că orice că totul se comportă identic cu o structură matematică. Totul este izomorf cu o structură matematică. Pentru a vedea aceasta, să considerăm că avem o listă completă de propoziții adevărate despre un anumit domeniu. Acest domeniu poate fi chiar întregul univers. Ar trebui să nu existe nicio contradicție între propozițiile din listă. Atunci, există o structură matematică pentru care aceste propoziții sunt adevărate. Este un rezultat din teoria modelului. Putem denumi lista aceasta de propoziții o teorie și o structură matematică pentru care aceste propoziții sunt adevărate. Un model matematic al acestei teorii. Model matematic în sensul teoriei modelelor, deci nu o aproximare matematică, ci o structură matematică care satisface pentru care aceste propoziții sunt adevărate. Avem axiomele geometriei euclidiene și avem un spațiu. Și spațiul este modelul matematic al geometriei euclidiene. Unii pot spera că există lucruri în univers care nu pot fi descrise de matematică. Dar putem numi, mă rog, de fapt, descrie aceste lucruri. Pentru a le descrie, ar trebui să oferim o listă de proprietăți, de propoziții care sunt adevărate pentru aceste lucruri. Dacă Universul se poate descrie dintr-o listă de propoziții, atunci există o structură matematică care se poate descrie de aceeași listă de propoziții, sau mai bine care le satisface. Dar atunci nu am putea găsi ceva de spus care e adevărat despre Universul nostru, dar nu despre structura matematică respectivă? Răspunsul este nu. Chiar dacă reușim să extindem lista cu noi adevărul despre Univers, nu există o structură matematică care este izomorfă cu Universul, pentru că există o structură matematică care este izomorfă cu Universul descris de lista extinsă de propoziții. Este destul de simțiți că sunt prea reducționist și că există atât de multe lucruri care nu ar fi descriere matematică. Artele, poezia,
dragostea, muzica, intuiția, credința, cum pot toate acestea fi complet matematice. Nu vreau să spun că avem o descriere matematică a lor. Dar, dacă ne gândim la o emoție, să zicem, legată de muzică, poezie sau dragoste, și o descriem complet dintr-o listă de proporții adevărate, atunci este în orice o structură matematică. Dacă nu putem să dăm această listă completă, această descriere, este numai din cauza limitelor noastre. Știm că, știm ceea ce este un sentiment, ceva chimia creierului. Dar ar fi nepractic să căutăm o descriere completă a condițiilor care ridică nivelele din creier ale dopaminei, serotoninei și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu există o astfel de descriere, înseamnă doar că creierul este prea complex. Și dacă există o astfel de descriere, există de asemenea și un model matematic al lui care ne așteaptă, dar care, în cazul creierului, nu știu cum va fi. Deci, ideea că orice este izomorf cu o structură matematică nu este chiar atât de nebunească. Desigur, nu știm încă acea structură și s-ar putea să fie prea complexă pentru a o ști vreodată, dar asta nu schimbă lucrurile. Dacă vă simțiți inconfortabil gândindu-vă în termen de structură matematică izomorfă cu lumea noastră, puteți gândi în termen de o listă de propoziții care descriu lumea. Este același lucru. Poate Universul să fie matematic? Chiar dacă admitem ideea că Universul este izomorf cu o structură matematică, asta nu înseamnă că este matematic. Poate Universul este ceva care este descris de o structură matematică, sau se poate descrie prin o structură matematică, fără a fi o astfel de structură. Dar dacă există un izomorfism complet între Univers și structura matematică, pe care nu o cunoaștem deocamdată, nu o cunoaștem, nu există nimic care să ne spună care este diferența dintre ele. În vedere că structura matematică satisface aceleași propoziții ca și Universul. Și pentru că nu există nicio diferență care poate fi testată prin experimente, ar trebui să admitem că Universul este matematic. Dar fiindcă, mă rog, fac apel la principiul identității induse mai și dacă există ceva mai mult, dacă ne limităm la lumea fizică, putem să ignorăm acel ceva mai mult. Să zicem, cineva vine și spune că există mai mult decât Universul ăsta fizic. Atâta timp cât nouă ne este inaccesibil acel ceva, pentru a putea experimenta într-un fel, nu putem să construim o listă de adevăruri despre el și nu știu dacă putem, atunci se va include în structura matematică. Dacă nu, ignorăm, pentru că oricum nu are efect. Dar de acum înainte, când voi spune că Universul este matematic, va fi în sensul ăsta, în sensul că este izomorf cu o structură matematică și nu-l putem distinge. Poate că există un infinit de lucruri care sunt izomorfe între ele, dar atâta timp când nu le putem distinge nici cu unul, eu le voi considera identice. Face predicții ipoteza unui univers matematic? În principiu, este o regulă generală care descrie într-un mod concis datele culese în experimente repetate și observații repetate ale unei anumite clase de fenomene. În principiu, este o ipoteză, dar poate fi testat. Prin utilizarea logicii putem deriva consecințe din principii și putem face predicții ale rezultatelor pe care am obține dacă efectuăm experimente. Dacă predicțiile nu sunt confirmate, a trebuit să respingem principiul care a condus la ele. Este, deci, ipoteza că Universul este matematic, o ipoteză testabilă. Am văzut că orice fel de lume, atâta timp cât este liberă de contradicții, izomorfă cu o structură matematică. Asta înseamnă că această ipoteză este un adevăr banal, care nu face predicții și nu explică nimic. Dar asta nu înseamnă că e inutil, mai degrabă înseamnă că este fundamentul, cadrul oricărei teorii posibile în fizică. Este ceva care nu e vorba că nu poate fi contrazis, dar pur și simplu nu are cum să fie altfel din ce am explicat până acum. Deci, mă rog. Există o teorie a totului?
Știm de mai multe decenii că universul nostru este foarte bine descris de două teorii în fizică, relativitatea generală și teoria cuantică, pe care dintre ele are propriul domeniu de aplicabilitate și validitate. Dar n-ar trebui să existe o singură teorie care să guverneze legile universului? Ar părea natural că trebuie să fie așa. Și teoria respectivă unificată este deseori numită teoria totului. Și se presupune că include relativitatea generală, teoria cuantică și ceea ce va mai putea exista. Pentru că nu am putut-o găsi până acum, există fizicieni care consideră că ea nu există. Și poate că Universul ascultă două sau mai multe seturi de legi. Asta nu are prea mult sens, pentru că dacă Universul ascultă două sau mai multe seturi independente de legi, ar trebui să existe două sau mai multe lumi de conectate, structuri matematice de conectate, care să le modeleze. Dar nu putem trăi simultan în două lumi de conectate. Deci ar trebui să existe o singură structură matematică care să satisfacă observațiile noastre atât despre lumea cuantică, cât și despre cea generală relativistă. Poate aceste teorii sunt cumva limita a acelei teorii. Dar ea trebuie să existe, chiar dacă nu am găsit-o. Ce ne-ar putea dedica să o găsim? Calea standard din știință este aceasta. Ne uităm la datele experimentelor și observațiilor, încercăm să ghicim regula, derivăm consecințele ale acelei reguli, proiectăm și realizăm experimente pentru a testa acele consecințe. Și dacă predicțiile sunt invalidate de experiment, aruncăm adică ar trebui să aruncăm principiul de la care am plecat. Dar asta nu poate să ne asigure că vom găsi vreodată teoria care descrie tot. Nu există nicio garanție că vom putea testa toate adevărurile despre Univers. Este clar că, de exemplu, nu putem verifica detalii particulare ale unor evenimente care s-au întâmplat cu mult timp în urmă, sau chiar și care s-au întâmplat azi, dar nu mă refer la configurații particulare ale Universului. La ce mă refer e faptul că nu e sigur nici faptul că putem testa legile universale, fiind capabili să le ghicim și să le testăm. Să fim capabili să le ghicim și să le testăm ar însemna fie că suntem foarte norocoși, fie că Universul vrea ca noi să înțelegem complet aceste legi. Noi care suntem niște amărâte de valuri pe suprafața Lui. Totuși, s-ar putea să fie posibil să fim în stare să găsim legile fundamentale ale fizicii. Motivul este că Universul ne apare a fi foarte regulat. Legile fizicii par a fi aceleași în orice punct și în orice timp. Ele par să fie aceeași pentru observatori care se mișcă la diverse viteze, chiar dacă mișcarea lor este accelerată. Acesta este principiul relativității, care este probabil cel mai bine testat principiul al fizicii. Legile sunt aceleași peste tot, oricând și pentru oricine. Acest lucru simplifică foarte mult procesul de a testa și celelalte legi ale fizicii. Considerând diversitatea tuturor fenomenelor, pare că numărul de legi independente este relativ mic. Vorbind din legile pe care le știm în fizică. Și anume la cele fundamentale, mă refer. Mai mult, fiecare progres pe care l-am făcut a unificat concepte și a înlocuit legi cunoscute cu mai puține legi, mai generale. De exemplu, relativitatea specială a unificat timpul și spațiu, energia și impulsul, precum și forțele electrică și magnetică. Relativitatea generală, în plus față de asta, a unificat gravitația și inerția. Teoria cuantică a unificat undele și particulele, frecvența și energia, explicând, printre altele, spectrul atomic. Toate forțele din natură, indiferent cât de diferite ne apar nouă, se reduc doar la 4 gravitație, care este cupola spațiu-timpului, și 3 forțe de talonare. Cele din urmă, toată cunoașterea noastră despre legile fizicii este codificată în fizica cuantică, curbura spațiu-timpului și modelul standard al particulelor, care implică un număr foarte mic de concepte, mult mai mic decât restul fizicii.
sau restul cunoașterii pe care o avem noi despre univers. Această economie de legi este posibilă numai din cauza matematicii, datorită matematicii. Când învățăm fizică și vedem cum se leagă, cum se reduc diverse concepte la unele mai fundamentale, tiparul general este nu numai că obiectele mai complexe sunt compuse din atomi care sunt produți la rândul lor din particule elementare. Tiparul general este că o mână de legi se combină matematic și dă o diversitate atât de mare a fenomenelor fizice pe care le observăm. Și peste ele, cele chimice, biologice, cea mai bună și singura cale de a le înțelege este cu ajutorul matematicii. Unele legi pot fi explicate neexperților folosind numai cuvinte, dar cu ajutorul ecuațiilor lucrurile sunt mult mai clare, mult mai precise și se evită neînțelegerile naive. Deci dacă putem înțelege Universul, este din cauza că această complexitate imensă se poate reduce la un număr mic de legi, iar această reducere este posibilă datorită matematicii. Unii spun, unii ar putea acum să obiecteze, că nu vom fi în stare niciodată să găsim o teorie unificată în finală, din cauza teoremei din completitudine a lui Gödel. Argumentul este că dacă prin această, deoarece această teoremă spune că orice teorie matematică care conține aritmetica e incompletă, asta înseamnă că nu vom fi în stare să găsim o teorie completă a Universului. Este, de fapt, o neînțelegere a teoremei Fermat-Moase. Să ne amintim cum era situația la sfârșitul secolului XIX. Se credea că totul este explicat prin mecanica clasică și electrodinamica. Să presupunem că trăim într-un univers în care nu există fenomene relativiste și cuantice. Deci lumea este așa cum credeau ei la sfârșitul secolului XIX că este. Avea o explicație completă. Ceea ce aveam, ce se știa la acel moment, putea fi considerat ca o teorie unificată. Teorema lui Gödel nu putea să împiedice asta. Că nu avea cum să intervine și ce să facă. Adică, s-a schimbat ceva după ce a realizat că există efecte relativiste și cuantice pe care mecanica clasică nu le poate explica și care ar justifica introducerea incompletitudinii lui Gödel. Mă îndoiesc. Este adevărat că teoria unificată, indiferent care ar fi, e probabil să conțină aritmetica și atunci să fie incompletă în sensul lui Gödel. Dar asta nu ar face o teorie mai puțin unificată. De ce? Teorema lui Gödel pur și simplu spune că niciun sistem finit de axiome nu permite ca orice adevăr valid în acel sistem să fie găsit prin demonstrații de lungime finită. Oricum, dacă la sfârșit nu răspund la întrebările care o să încep după aia. Hawking a dat următorul argument împotriva teoriei unificate bazat pe teorema lui Gödel. Noi și modelele noastre, și vezi din Hawking, suntem amândoi partea Universului pe care îl descriem. Deci, o teorie fizică este autoreferențială ca în teorema lui Gödel. Putem, deci, să ne așteptăm ca să fie atât inconsistentă, cât și fie inconsistentă, fie incompletă. Teoriile pe care le avem până acum sunt atât inconsistente, cât și incomplete. Și e adevărat. Adică, împreună sunt inconsistente, iar luate separat sunt incomplete, cel puțin. Unele sunt inconsistente și luate separat. Totuși, noi nu căutăm o teorie care să descrie... Noi căutăm doar o teorie care să descrie legile generale și nu să ne dea o descriere completă a unei situații particulare a Universului, care să includă fiecare om și ce crede el despre Univers și despre sine însuși. Deci teoria caută legile și nu se descrie ce se întâmplă în fiecare soluție particulară. Aceasta nu s-ar putea face oricum din motive practice. Și
Nu este clar cum faptul că suntem parte din lumea pe care încercăm să o descriem ar putea să conducă la situația de demonstrație a teoremei lui Weber. Dacă persoana afirmă indecidabilitatea unei anumite probleme din fizică, asta nu înseamnă că introduce o inconsistență în univers. Pur și simplu poate greșește și chiar dacă nu greșește. Pentru a obține o inconsistență, ar trebui să facem legile fizicii să afirme ele înseși propria lor indecidabilitate. Dar cum se poate face asta? Acum te convine la universul, ipoteza universului matematic al lui Tegmark. Eu poate am mai spus până acum universul matematic, în sensul că universul nostru e izolat o structură matematică. El, în ipoteza universului matematic, se referă la, la altceva, așa să spun acum. Ideea că universul nu e decât o structură matematică conduce la multe dificultăți și întrebări interesante. De exemplu, care este de ce această structură matematică particulară și nu alta? Tegmark propune un punct de vedere foarte democratic și anume că toate structurile matematice există. Asta înseamnă că el identifică existența matematică, care înseamnă doar absența contradicțiilor interne, cu existența fizică. Să explic un pic aici. Deci, când zice că există, este ca la David Lewis, că toate lumile posibile există. Deci, orice lucru care este o structură matematică, există. Faptul că noi trăim în interiorul unei structuri, ne implică să ne ducem afară și să verificăm asta. Nu știu dacă are dreptate sau nu, că nici eu nu pot să mă duc afară să verific. Dar am să discut câteva lucruri legate de ipoteza lui. Aș putea crede că dacă admitem toate structurile matematice, că există toate structurile matematice, este o cheltuială prea mare. De fapt, ideea este foarte economică, pentru că dacă ne gândim că alege o singură structură matematică dintr-o infinitate posibilă, cere să specificăm definiția sau axiomele, să le alegem pe toate, nu cere să specificăm nimic. Nu cere nicio informație. Ce este mai simplu? Să specifici operele complete ale lui Shakespeare, Biblia, sau orice altă operă de artă, literatură sau știință, sau să specifici întregul segment 01. Cam din acest motiv, ideea lui este totuși economică. Asta ne face să ne întrebăm unde sunt celelalte structuri matematice, dar răspunsul este simplu. Apară și nu le putem vedea pentru că universul nu este deconectat de celelalte universuri posibile. Dacă alte structuri, dacă celelalte structuri sunt deconectate și nu putem ajunge la ele să le verificăm, atunci ideea asta nu poate fi testată bine. Tegmark încearcă să propună o soluție să o testeze. Sugestia lui este că sugestia lui, în același timp, încearcă să răspundă la întrebarea care este motivul pentru care, dintre toate lumile posibile, ne trăim în această particulară. Răspunsul lui este antropic. Noi locuim în această lume pentru că favorizează viața inteligentă. De exemplu, orbitele planetare ar fi instabile dacă spațiul ar avea un număr diferit de dimensiuni decât 3, spune în articol. Acum, el când spune lucrul ăsta, deja exclude marea majoritate a structurilor matematice posibile și le păstrează doar calea în care ecuația lui Laplace e adevărat. Și în momentul când a făcut treaba asta, normal că singura în care orbitele planetare sunt stabile e o lume care are 3 dimensiuni. Dar nu e corect. Deci trebuie să le păstrezi pe toate, dacă ai spus că există toate. Astfel de argumente, că o lume care suportă viața inteligentă nu ar fi prea diferită față de a noastră, se bazează pe avaria o constantă în timp ce le menține pe celelalte fixate. În legile fizicii, de exemplu, în universul nostru, se exprimă și în funcție de niște mărimi constante, cum ar fi viteza luminii, constanta lui Planck, dar
a observat fizicienii că dacă anumite constante s-ar modifica în calul tip, universul ar fi foarte diferit și nu ar mai permite viață. N-ar mai avea timp să apară sau n-ar mai avea timp să se dezvolte sau pur și simplu toată materia ar sta îngrămânită sau s-ar extinde prea repede, mă rog, sunt diverse scenarii. Dar toate aceste scenarii nu variază întreaga structură, nu variază toate constantele în același timp, ci chiar dacă variezi constantele, te restrângi într-o clasă foarte mică de structuri. Dacă accepti că există toate structurile matematice posibile ca universuri, nu trebuie să te limitezi la universuri care sunt ca al nostru și diferă doar valorile unor constante. Și de aia spun că argumentul lui nu poate fi, nu poate ajuta la demonstrarea ipotezei lui. Dacă noi suntem mașini Turing, am putea să existăm în orice univers care permite existența mașinilor Turing. Nu trebuie neapărat să arate ca al nostru și, de fapt, o să vedem că ele pot să fie foarte diferite. Orice, atât de multe structuri matematice există care sunt capabile să conțină simulări ale oricărui tip de mașină Turing. De exemplu, mașina Turing completă poate simula orice algoritm. Automat decelere foarte simple, mult mai simple decât ne apare nouă universul, sunt complete Turing. De exemplu, jocul Game of Life al lui Conway, care este, dacă nu știți, e o rețea de pătrățele cu metabanul ăsta, celule, și niște reguli că o celulă, dacă are un anumit număr de celule marcate cu negru în jurul ei, se transformă în alb sau se transformă în negru, ceva de genul ăsta. Și cu ajutorul, deci regulile sunt foarte simple, nu le mai spun. Dar cu ajutorul acestei lumi, care e bidimensională și fiecare celulă poate să aibă doar două valori și regula de a le schimba este foarte simplă, s-a demonstrat că o astfel de lume este teoria completă și că poți, practic, orice program de calculator să-l transform în această lume, să-l transferi, să-l programezi, să zic, în această lume. Deși pare ceva foarte simplu. De asemenea, la fel este și automatul celular numit regula 1.0, care este și mai simplu. Dar nu... trebuie să vă întrebi să căutați dacă mă interesează. Asta înseamnă că singurele predicții pe care le face ipoteza universului matematic este că universul nostru trebuie să fie Turing complex sau măcar complex, suficient de complex pentru a simula mașini Turing complexe, sofisticate, cum suntem noi. Deci, ce am vrut să spun cu asta? Că nu trebuie deloc să arate ca al nostru. Important e că poate să facă ce face al nostru. Și ceea ce e important între al nostru este viața inteligentă, chiar Tegmark spune. Dar dacă pleci de la al nostru și variezi un pic și restul păstrezi fixat, normal că al nostru pare cel mai potrivit pentru viață. Dar dacă accepti toate universurile așa cum spune el că acceptă, ar trebui să accepti orice univers care este cât de cât complex ca să fie o mașină Turing completă. Și atunci orice astfel de univers poate să-l simuleze ca al nostru, poate să simuleze ființe ca ale noastre, ca noi. De ce ar fi un univers ca al nostru mai bun la a simula viața inteligentă decât decât automatul celular regula 1.0 sau decât jocul vieții al lui Conway? Nu este niciun motiv, pentru că ele sunt echivalente din punct de vedere computațional. Așa că nu putem demonstra ipoteza matematică, universului matematic al lui Tegmark prin metoda pe care a propus-o el. Vă mulțumesc! Sunt multe. Vă așteptam? Dar o să mă... și din motive practice, că la un moment dat și încerc scur ar trebui să ies din peisaj și dar mă scur că am stat măcar la prezentare. Aș vrea să mă leg de ideea aceasta a structurii universului în sensul în care găsim structuri matematice izomorfe între și
argumentul, dacă l-am înțeles, e ceva de tipul noi avem un fenomen, fenomenul acesta poate fi descris prin limbaj, deci avem un set de propoziții, acele propoziții pot fi transpuse în maniera matematică, în modul în care mi l-ați arătat. Deci, fenomenul meu are o structură matematică. Nu? În modul pe care l-am arătat, dar nu mă refer la cel cu segmentul de la început, că a fost doar o metaforă. Mă refer la faptul că există o structură matematică de tipul pe care l-am dat, pe care l-am precizat mai devreme. Mă rog. Deci, o mulțime împreună cu niște relații pe acea mulțime. Asta este o structură matematică la care m-am referit. Ok. Într-adevăr, se pot reprezenta și pe segmentul ăla, dar asta e nepractic. Adică, mă rog, nu ajută la nimic. Este doar pentru a arăta că, ca o metaforă, că tot felul de lucruri pe care noi le creăm și le considerăm cumva inefabile și dincolo de matematică, sunt un număr. Bun, deci avem două tipuri de structuri. Dacă e tipul de structură matematică gen segmentul inițial, părerea mea că este irelevant. De ce? Pentru că acolo noi asociem convențional între litere și numere, nu? Iar dacă... Complet de acord. Deci, structura matematică, mă refer la ce e pe acest slide. Ce am vrut să spun cu segmentul este că noi când, chiar și când alegem un număr, deci era vorba de întrebarea dacă matematica există sau deja și-o descoperim sau o inventăm. Și am vrut să zic că chiar și atunci când alegi un număr, faptul că alegi un număr poate să fie echivalent cu a scrie operele lui Shakespeare sau altă. Deci asta înseamnă că lucrurile sunt un pic mai complicate decât par la început că există matematica independent de noi și o descoperim sau că noi o inventăm. Pentru că chiar și atunci când alegi un număr, faci ceva care nu poate fi definit clar ca fiind invenție sau descoperire. Dar pe a... ideea de bază se referă la acest tip de structură matematică, care este mai complicat. Dar tot este simplu. Adică e o mulțime, cum este și segmentul. Și are niște relații de ordine. Și practic toată matematica pe care o cunoaștem, care se aplică în fizică, este de tipul ăsta. Adică e mult mai mult decât pare la prima vedere. Ok, să presupunem că tipul de structură pe care, matematică pe care vizăm, e fondat, să zic așa, pe teoria mulțimilor. Nu? Da. Sau teoria modelului. Da. Și aici apar două tipuri de probleme. Una deja a fost discutată explicit, și anume că dacă vorbim de izomorfism și singura caracteristică a obiectului matematic respectiv este structura, de fapt noi nu avem decât un singur, deci dacă un singur obiect. Dacă avem structura 1 și structura 2 și singura lor caracteristică e de a avea o anumită structură matematică, nu putem discerne între ele, deci de fapt vorbim de aceeași structură. Nu? Dacă sunt izomorfice. Da. Da. Deci, în clipa în care noi vorbim de izomorfismul structurii matematice sau izomorfismul între structura Universului și o structură matematică, pe baza acestui raționament, de fapt, noi nu vorbim decât de o structură unică matematică pe care o are Universul. Da. Nu? Da. Ok. Și după aceea, lucrurile au fost complicate cumva, pe linia lui David Lewis, adăugând... Da, ideea asta, pe linia lui David Lewis, îi aparține lui Tegma, pe care am... Mă rog, am expus-o pe tot și am criticat-o un pic. Dar, astfel... Ideea de acolo care era? Că există toate structurile matematice, doar că ele sunt actualizate în diverse universuri posibile. Da. Nu? Bun.
Și atunci, ce se întâmplă aici? Păi se întâmplă că noi vom avea o mulțime de universuri și fiecare are o structură matematică. Da. Dar toată nebunia și frumusețea universului nostru nu este că el nu are o singură structură matematică? Adică nu cumva în universul nostru, și ideea asta la un moment dat cred că a apărut în conjuncție cu timpul, că legile se pot schimba. Da, asta era părerea lui Unger și Smalley. Păi, și dacă le punem cap la cap, eu am două idei contradictorii. Deci, pe de o parte, am o lume statică plină de universuri, fiecare care are o unică structură matematică, da. Dar dacă adaug timpul, în cadrul aceluiași univers, îmi apar mai multe structuri matematice. Dar acele structuri matematice nu poate să vină decât de la celelalte universuri la care eu n-am acces. Deci până la urmă, am lumile astea, partea contradictorie, că am lumile astea separate, dar totuși reunite cel puțin parțial în cadrul univers. Și asta aici m-am blocat. Sunt de acord. Adică teza cu toate structurile matematice există, care aparțin lui Tegmark, și ideea că nu există legi universale, că ele se schimbă tot timpul, care le aparțin lui Unger și Smalley, se contrazic. Eu le-am prezentat și ideile lor și le-am criticat. De ce ei și nu alții, motivul a fost mai mult din cauza că în acel concurs au participat Unger și Smalley, iar Tegmark la conduce organizația care l-a organizat. Și automat știind despre ei și ce au scris, am zis hai să vorbești despre ei ca să nu ignora și pur și simplu să ignor punctul lor de vedere. Am vrut cumva să mă raportez și la poziția lor. Dar eu le-am criticat pe ambele și nu mă deranjează că ei se contrazic între ei. Bun, dar mi-e prieten Smalley, să zic așa, dar mi-e mai prieten adevărul. Deci adevărul care e? Cum credeți că stă? Eu, de exemplu, eu nu cred că legile se schimbă. În momentul în care spunem noi că legile se schimbă, se schimbă legile pe care le știm noi. Dar legile Universului eu nu cred că se schimbă, decât dacă noi le-am identificat greșit. De exemplu, legea atracției universale nu se schimbă, dar noi ne ducem pe altă planetă și spunem că aici suntem mai ușor, deci Newton nu are dreptate. De fapt, Newton are dreptate. Se schimbă constanta gravitațională. Nu se schimbă constanta gravitațională, se schimbă accelerația gravitațională pe planeta respectivă. Dar legea e aceeași. Însă dacă noi considerăm constantă ca fiind accelerația gravitațională la nivelul Mării, ca fiind o constantă universală, când mergem la munte, spunem, ia uite, s-au schimbat legile, Smalley n-are dreptate. Dar n-are dreptate. Dacă s-au schimbat, am identificat greșit legile. Bun. Asta e părerea mea. Da, și aici, dar aici eu înțelegeam lucrurile un pic diferit, în sensul că se schimbă legile, să spunem, în preajma acelor singularități. Deci dacă luăm Big Bang-ul sau iar colaps... Da, asta a fost o idee mai veche a lui Smalley, de prin 90 și ceva. Ați zis foarte bine. Deci el are o idee legată de constant. Deci, cum spun, legile, practic, sunt aceleași cu cele pe care le știm în versiunea veche pe care a promovat el prin 90 și ceva. Dar constantele pe care le măsurăm acum sunt cumva înghețate după ce s-a răcit Universul în urma Big Bang-ului și au rămas așa. Însă ele ar fi cumva și ele neconstante. Depinde de modul în care s-a răcit Universul, ziceam. Și aici unii au ideea că din cauza inflației s-au produs multe bule în care constantele au înghețat la anumite valori și bulele astea s-au extins și au căpătat proporții universale, cum au devenit Universul. Și există mai multe universuri și fiecare are propriul set de constante și normal că fiind un infinit de astfel de bule, undeva trebuie să fie și unul care permite viața și asta e al nostru. Smalley are ideea, o idee similară, dar diferită, în sensul că spune, bun, în fiecare gaură neagră există o singularitate, dincolo de singularitatea aia există un Big Bang și acel Big Bang din el apare un univers cu alte constante decât cele pe care le-a avut Universul în care a fost gaura neagră din care el s-a născut. Asta e ideea lui de atunci. Poate mai crede în ea, nu știu. Și
crede cumva că aceste constante se selectează, e un fel de evoluție și selecție naturală și că astfel a reușit din Gaură Neagră în Big Bang, din Gaură Neagră în Big Bang, să apară un univers în care viața este potrivită. El spune cumva, universul nu este fine-tuned ca să existe viața, este fine-tuned ca să existe găuri negre. Se mulțească găurile negre. Deci, practic, asta e teza lui de atunci. Însă, mai târziu, istoria lui e un pic mai lungă. După ce nu prea au mers lucrurile cum a sperat cu loop quantum gravity și după ce s-a luat mult de teoria stringului, da? A început să devină, cum să zic, să nege posibilitatea existenței unei teorii care să împace gravitația și lumea cuantică. Și să nu mai creadă deloc în ea. Și atunci a început, mai ales după ce s-a asociat cu Robert Unger, să promoveze ideea asta că de fapt nu există nicio lege. Și legile evoluează în istorie, ce spunem noi că sunt legi, dar ele de fapt nu există și practic nu poți să ai o descriere completă, matematică sau, mă rog, măcar prin legi a Universului. Și asta este ceea ce am de aceea am citat și am citat, să zic, părțile cu care nu eram de acord, ca să le critic, pentru că punctul meu de vedere e diferit de al lor. Și la Tegmark m-am zis că nu știu că să-l critic, dar știu că el l-am organizat. Oricum, felicitări pentru turul de forță. Parțial, gândurile noastre sunt izomorfe. Da, mulțumesc. Problema este că am vorbit cam mult și nu m-am îndurat să arunc mare deloc din ce am scris, chiar am mai adăugat pe ceva. Și e mai greu de urmărit. Eu știu că am depășit cu mult cât se recomandă să fie slide-urile într-o prezentare și chiar mă bucur că ați putut să dați feedback. Legat de cunoștința ca o mașină Turing, știu că asta a fost de la atunci când a apărut de la articolul și ideea că mintea este pentru creier, ceea ce este un software pentru sistemul de operare, a fost în vogă, dar mai de când au apărut câteva critici, gen cum e să fii linear, ca de ceva Snagger sau... Puteți să vorbiți mai tare, vă rog? Spun că legat de teoria... Au apărut niște critici. Da, a lui Thomas Snagger, nu dintre critici. Cum e să fii linear, la modul în care să știu, este un cercetător care cunoaște toate detaliile despre linear, da. Comportament, toate chestiile astea, dar totuși nu poate să ajungă să fie, să știe cum e să fii linear, cum să te simți ca un linear. Da. Și cred că aceeași problemă apare și în legătură, dacă facem o teorie matematică a conștiinței, nu credeți? Da. De-aia am spus că nu cred că, că nu am, mă rog, că nu avem și nu cred că, să zic, că e așa ușor de găsit, chiar folosim matematica sau nu. Când am vorbit despre noi ca fiind niște mașini Turing, am discutat în contextul lucrurilor pe care le-a scris Tegmark, care așa consideră, deși el acum se ocupă foarte serios de a încerca să elucideze ce este conștiința. Deci nu e ușor, chiar dacă crede că e mașină Turing, să zicem. Nu poți să spui pur și simplu e mașină Turing și cu asta e rezolvat. Că ar trebui să poți să găsești un program care face treaba asta. Și chiar dacă găsești un program care imită perfect personalitatea unui om și ce zicem, vorbești cu el pe Messenger și nu-ți dai seama că nu e om, este un Turing. Așa? Asta nu înseamnă nimic, pentru că pur și simplu poți să colectezi o listă imensă de întrebări și răspunsuri posibile pe care ar putea să ți le dea, pentru că, până la urmă, numărul de propoziții sau sub 100 de litere sau sub 1000 de litere sau sub 1 milion de litere, e finit.
ar putea să aibă pur și simplu o listă de asta și el să răspundă automat. Deci mie mi se pare irelevant și chiar și testul Turing. Pentru că se poate pur și simplu face un program foarte simplu, dar care are o memorie foarte mare de liste din astea. Dar se zice că oamenii reușesc să îl comprime, în sensul că îl fac nu o listă mare. Asta se poate face simplu de folosești un algoritm de compresie, dar ideal ar fi să se facă ceva de genul, el să facă o analiză a textului respectiv, programul original, și să dea un răspuns, bazat pe cum i s-a spus unii că trebuie să se comporte. De exemplu, și-a făcut profilul că este o fată de 20 de ani și care nu știu ce, să se poate ca atare și pe chat să nu poți să o distingi. Asta ar fi mai bine, dar tot n-ar însemna că s-a rezolvat problema conștiinței. Și sunt perfect de acord cu ce a spus. Și legat de asta, dacă nu putem crea un izomorfism matematic al conștiinței, conștiința făcând parte din univers. Aici este o problemă, pentru că, din păcate, în știință trebuie să fie obiectiv, nu știu dacă e din păcate. Asta e definiția. Trebuie să fie obiectiv. Și atunci te uiți la conștiință din afară. E o cutie neagră pentru tine. Acum, tu poți să te uiți mai dinăuntru. Te uiți la creier. Omul, în timp ce se gândește la diverse lucruri, vezi ce se întâmplă prin creier, asociezi, zici, uite, asta înseamnă că a simțit nu știu ce, asta înseamnă că s-a gândit la nu știu ce. Dar tu nu rezolvi problema. Deci, cum să spun, din afară, poți să-l descrii perfect, să zicem. Încă nu. Dar să zicem că dacă mai trăim un milion de ani, poate vom avea o descriere completă a ce e un om văzut din afară, indiferent cât de detaliat te uita. Deci ai putea să faci ceva de genul ăsta, să zicem. Dar asta e vorba doar de izomorfismul dintre comportamentul exterior și această descriere. Partea subiectivă deocamdată nu e prinsă de știință. Partea subiectivă e cea a liliacului care experimentează el însuși faptul că e liliac. Și nu cred că poate fi prinsă. Și de fapt, nu știu, deci cum e Dan Bennett care zice că de fapt ne avem iluzia că experimentăm că noi suntem liliacul sau așa. Că noi suntem noi, nu sunteți dumneavoastră acolo și aveți iluzia. Nu cred că e așa de ușor de... E ușor de zis că ai iluzia că experimentezi auto... Cum se cheamă? Asta... Conștiință de sine. Conștiință de sine. Mulțumesc. Poți să spui că vrei că e o iluzie, dar nu ai cum să demonstrezi. Poți să simulezi, poți să faci un program de calculator care se comportă ca și cum ar avea conștiință de sine și tu știi, în afară că el e un zombi filozofic, dar tot trebuie să fie el ca să știi dacă el este liliacul sau nu. Și știința e partea obiectivă, partea subiectivă nu. Acum, dacă tot am zis cu teorie despre tot, n-ar trebui să includă și partea asta, problema e că partea asta nu cred că poate fi inclusă. Nu, dar nu pentru că există o limitare a matematicii, să zicem, ci pur și simplu pentru că tot ce poți descrie, poți și să incluzi. Dar experiența, orice ai încercat să o descrii, nu poți, această coalea sau cum îi zice, nu poți să o descrie. Bun, dacă cineva ar face o știință subiectivă, să zicem, nu știu, ceva de genul, bun, nu sunt capabil să descriu în mod obiectiv ce simte celălalt, cu adevărat. Pot doar să descriu în mod obiectiv ce văd eu din afară că este comportamentul lui ca și cum ar simți, că plânge, că nu știu ce. Ar putea să fie, să zicem, ceva de genul, bun, închizi ochii, un fel de, să zicem, introspecție ghidată. Închizi ochii, te gândești la nu știu ce și vezi dacă, într-adevăr, tu experimentezi faptul că tu ești liliac. Mă gândesc că asta au făcut, cu asta s-au făcut budiștii, să zicem, cei care fac zen. Sau, mă rog, diverse forme de meditație. Deci încerci să experimentezi ce ești tu de fapt și, conform budiștilor, tu ai la concluzia că, de fapt, nu ești nimic. Deci acel
Iliac, de fapt, este într-adevăr structura respectivă. Dar alții zic că atunci când dai la o parte toate manifestările fizice, să zicem, și reușești să ajungi prin introspecție la sine sau prin meditație, devii Dumnezeu sau Universul sau nu știu ce. Deci depinde de fiecare ce zice, dar astea sunt chestii subiective. Vreau să zic că chiar dacă faci asta, poate să se pară că ai devenit Buddha sau poate să se pară că ai devenit una cu vidul sau așa și cine, cum poți să convingi pe cineva că ai dreptate? Și numai dacă reușești să-i dai o rețetă pe care o să urmeze și să ajungă fix la același rezultat și să fie clar că nu se poate depăși. Că nu se poate, că ăsta e adevărul ultim pe care l-a găsit. Că există această coaie sau că nu există. Dar nu mă pice la partea asta și nu am ce să fac. Mi a plăcut prezentarea, a fost foarte interesantă, așa cum și așteptam. Sigur, mai plăcut dacă vă povesti mai mult asupra unor argumente. Dacă le-ai prezentat un pic, așa, în detaliu. Dar vreau să te întreb cel puțin două lucruri asupra cărora nu mă decid dacă am înțeles ce vreau să spun. Unul dintre ele următorul. Ai spus la un moment dat cu o teorie. Poate să fie acea teorie unificată, chiar dacă este incompletă. Incompletă în sensul de sensul de da. Și aș vrea să încerc să explici un pic da. ce cum vezi de asta. Și apoi, deci asta este o întrebare. Mai am câteva observații, dar sunt întrebări. A doua întrebare este referitoare la un lucru pe care l-ai spus împotriva lui Unger, Roberto Unger, da? Care zice că raționamentul logic și matematic este complet diferit de cel cauzal. Da? Da. Și tu spui, asta nu e adevărat, pentru că folosim matematica atunci când descriem conexiuni cauzale, de pildă între condițiile inițiale, da. Nu? Și fenomenele pe care vrem să le explicăm. Și vreau să-mi explici argumentul ăsta care eu nu înțeleg. Ok. Hai că ții minte doar două întrebări. Ok. Dacă mai ai mai... Deci o teorie poate să fie unificată, chiar dacă este incompletă în sensul de greu. Da. Nu înțeleg. Deocamdată ce avem noi nu e nici măcar unificat ca o structură matematică care este incompletă în sensul lui Gödel. Deci ceea ce mă refer este că ai o singură structură matematică. Poate să fie incompletă în sensul lui Gödel, nu e nicio problemă. Nu zic că nu e nicio problemă. Dar asta este ceea ce se înțelege prin teoria unificată. De exemplu, dacă o teorie unificată ar fi una care, o teorie fizică care explică cele patru tipuri de forțe, da? Deci, da, care le unifică. Care le unifică. Și mecanica cuantică. Deci, aici nu apare nicio problemă de incompletitudine în sensul de real. Că chiar dacă ele trebuie să includă toate numerele naturale și se pot construi în cadrul acelei teorii afirmații care sunt autoreferențiale. Ce aștept de la o teorie unificată este să fie o singură structură matematică. Deci, teorema lui Gödel nu împiedică să existe o singură structură matematică. Nu împiedică doar să fie completă în sensul Gödel. Păi, dacă o teorie este incompletă în sensul lui Gödel, atunci există o propoziție da. Care nu este decidată. Da? Deci, pentru care nu avem... Okay. Teoria este incompletă în sens sintactic, spunem. Dar în pași finiți. Cum? În pași finiți.
Deci nu există un algoritm pentru că metoda de a găsi incompletitudinea respectivă se bazează pe demonstrații de lungime primită. Deci este vorba mai mult de modul în care formalizezi structura matematică, modelul matematic. Modelul matematic în sine este o mulțime înzestrată cu acele relații. De exemplu, numele naturale sunt o structură matematică, se satisfac această definiție și sunt incomplete. Tocmai. Deci orice teorie, cum e aritmetica, dar numerele respective, ca mulțime, sunt nu prea ai ce să le faci. În sensul că chiar dacă găsești o construcție cum a construit-o Gödel, numerele respective sunt aceleași. Nu știu, depinde ce înțelegi prin asta. Deci e o consecință a teoremei lui Gödel. A incompletitudinii, da? Da, dacă ai avea voie să faci... Orice teorie care include aritmetica, da. are structuri neizomorfe, are modele non-izomorfe. Deci, ia cât, are mai multe structuri matematice care la... să da. Aceeași da, poate să ai modele neizomorfe. Și dacă o teorie unificată are structuri, are modele non-izomorfe, atunci în ce sens mai poate fi considerată unificată? Cam aici cred că voiam să... Da, este foarte bine că ai adus vorba. Deci, într-adevăr, cum am pus problema, pleci de la o listă de propoziții și găsești un model, poți să găsești mai multe modele care satisfac propozițiile respective. Acum, dacă nu poți să testezi, faci experimente ca să distingi între ele plus față de ceea ce ai cules deja, rămâi cu toate modelele respective. Dar... Se pare că e vorba aici de o lipsă de unitate. În sensul cel mai... Nu, este unitate, doar că nu ești categoric, în sensul că nu știi exact care dintre modele este cel adevărat. Nu știu și care dintre modele este universul. Care e universul, da. Dar dacă ai lista completă, universul se va comporta ca cel pe care l-ai ales, nu contează. Și contradicțiile ar apărea în momentul când construiești obiecte ciudate, care sunt autoreferențiale și pe care le faci intenționat așa. Dar în momentul în care tu prezici cu această teorie un fenomen, fenomenul ăla se întâmplă, indiferent pe care ai ales-o. Adică ceea ce poți verifica este ceea ce prezice teoria. Nu poți să verifici autoreferențialitatea respectivă. Ești, chiar dacă ești partea Universului, chiar dacă vorbești despre el și tu, să zicem, ești parte din legile lui, dar nu poți să, în sensul ăsta mă refer. Deci, hai să separăm în două. Deci, pe de o parte, eu sunt mulțumit să existe o teorie, să se găsească o structură din asta. Chiar dacă sunt mai multe care satisfac acele propoziții, dar având în vedere că acele propoziții sunt tot ce se poate spune despre univers, indiferent în care model ai lucra, când faci experimentul, propozițiile prezic ce trebuie. Deci vrei să zici că experimentele te pot ajuta să selectezi între modelele cel care crezi că este... Nu, vreau să spun că dacă te ajută, înseamnă că nu ai găsit teoria completă. Dar dacă, dacă la un moment dat tot ce ai face rămâi, nu mai apar adevărul noi, înseamnă că nu contează ce model e, pentru că tu oricum ești într-un cerc comun de predicții al celor două modele, sau N model, dintre sunt. Acum, ce spui cu incompletitudinea lui Gödel este diferit de ceea ce de-aia a spus că ei exagerează, de ceea ce afirmă diversi care spun că nu se poate unifica fizica din cauza acestei teorii. Deci ei, tu ai interpretat-o bine, eu am spus acolo că este greșit interpretată de către cei care spun că din cauza că noi suntem cum a zis, din cauza că noi suntem un univers, nu putem, sau nu putem să unificăm. Exact. Eu la acest tip de critică mă refer. Sau la faptul că gravitația și mecanica cuantică nu se vor putea unifica din cauza lui Gödel. Acolo nu are nicio treabă și suntem, și la asta m-a referit prin unificare.
simplificare. Acum, dacă lucrurile se rafinează în sensul lui Gödel, mi se pare un pic cam irelevant, pentru că... Nu e irelevant, nu e irelevant, pentru că dacă aceeași teorie este satisfăcută în modele care au structuri matematice diferite, non-izomorfice, da? Da. Atunci este posibil ca mecanismul pe care îl folosești pentru a unifica cele patru tipuri de forțe într-un model să nu fie prezent într-un alt model care este neizomorfic. Și atunci nu mai ai cum să spui că teoria unifică. Nu știu. Ca să unifice cele patru tipuri de forțe, trebuie să facă lucrul ăsta în orice model. Deci ceea ce va face și va fi testabil, va trebui să fie satisfăcut de orice model. Exact. Da. Și pe dar lucrul ăsta nu știm. Adică nu este garantat. Poți să dau un exemplu fără a face apel la teoria unui model. Deci, să zicem că cineva construiește o teorie bazată pe relativitate pe care a pus ca figurate forțele, celelalte trei forțe și cumva a cuantizat-o fără să fie deci, o teorie diferită de teoria stringului. Și băieții de la teoria stringului zic, bun, dar totuși există niște forțe acolo, există niște dimensiuni suplimentare, dar sunt foarte mici. În momentul în care ai spus că sunt foarte mici și sunt inaccesibile experimentului, tu ai același set de propoziții care sunt adevărate pentru tine ca persoană care le-ai experimentat în ambele modele și nu poți să le distingi. Adică, chiar, să zic, nu e necesar să apelezi la teorema lui Gödel, pentru că deja poți să schimbi un pic un detaliu care e irelevant. Și ceea ce am susținut eu este că există, nu că este unică. Dacă teoria respectivă va fi găsită, oricine va putea să o modifice foarte puțin ca să nu se poată detecta la cântare și să spună, doamne, uite, eu am o altă teorie, nu e unică, a mea e mai bună. Și, într-adevăr, s-ar putea să apară mai multe teorii care să fie în competiție, să zic, și va fi aleasă una dintre ele, poate pentru că e mai practică, mai simplu de înțeles, sau pur și simplu pentru că e mai la mod... Și vrei să zici că la fel poți să faci în cazul incompetitiv în greu? Nu? Da, vreau să spun că tu poți să le... Ai putea să tratezi modelul. E de natură diferită, dar vreau să spun că până să ajungi la Gödel, deci deja ai mai multe modele competitive pentru aceleași observații. Deci ceea ce am spus eu este existența, nu unicitatea unei structuri matematice. Nu pot să cred că, să zicem, dacă se va găsi vreodată teoria asta unificată, cineva va putea să spună că vreodată că nici măcar că e unica, nu? Tocmai asta e, să zic, farmecul și problema în același timp, că oricând se poate întâmpla ceva să difere de ceea ce s-a prezis până atunci, pentru că în același timp există mai multe structuri matematice care satisfac aceleași observații. Deci eu nu cred că e unică. Teorema lui Gödel nu mă lasă să fie unică, dar până la ea nu mă lasă să fie unică diferențe invizibile pe care le poți adăuga. Dar există. Deci, folosind teorema lui Gödel ca să contrazici unicitatea, sunt de acord. Folosind ca să contrazici existența, cum au făcut ei și nu tu. Deci, cu asta n-am fost de acord. Pe de altă parte, diferențele despre care vorbeam din neaunea asta la cântar sunt avoidable. De când la Gödel este... Sunt avoidable în ce sens? În sensul în care poți să alegi să consideri, să le desconsideri, nu? Pentru că sunt mici modificări inesențiale, nu? Da. Dar la Gödel nu e vorba despre ceva, este un rezultat pe care n-ai cum să-l folosești. Da, nu ai cum să-l folosești. Poți să alegi un model matematic și zici, ăsta este Universul. Poți să fii cu alt model care seamănă cu ăsta în tot ceea ce se știe despre el. Probabil că va fi mai complicat sau nu, poate va fi mai simplu. Și ideal ar fi să se găsească cel mai simplu, dar măcar să se găsească unul. Și după aia mai vorbim dacă există unul mai simplu. Ok, îmi explici argumentul acela cu privire la diferența dintre raționamentul cauzal și cel matematic pe care tu mergi? Păi, în primul rând că tot ce
ține de cauzalitate, face parte din legile fizice. Deci nu știu ce aș putea să explic aici. Deci Anker spune, cum am înțeles eu din ce ai zis tu, Anker spune că există o diferență esențială între un raționament matematic, sau raționamentul tip matematic, da, și raționamentul cauzal. Și tu ai spus, nu, lucrurile nu stau așa. Nu e nicio diferență, cel puțin, nu e diferență dacă luăm, dacă nu, luăm de faptul că ne folosim de matematică să descriem în relații cauzale. Da. Deci, eu spune că e o contradicție ascuțită, parcă, nu? Sau, nu știu, șarptul, știu ce. Mă rog, nu e o contradicție între ele. Orice lege a... Nu sunt contradicții între două tipuri de raționament. Deci, se vorbește de diferență. Diferență de natură, da, și tu negi asta. Da. Spui, nu, nu există o diferență. Așa, așa e cum s-a vorbit. Pentru că folosești raționamente de tip matematic pentru a descrie relații cauzale, conexiuni cauzale. Nu mai știu exact citatul. Ai notat-o cumva acolo citatul lui? Nu, nu am. S-a notat. Da. Dar m-a frapat felul în care e respins ceea ce spuneam eu. Da. Da? Că există o diferență. Pentru că eu sunt, adică tind să fiu de acord cu ce spune. Bune, dar hai explică până... Există o diferență între raționamentul de tip matematic și cel cauzal. Și felul în care ai respins tu ideea asta mi s-a părut neconvingătoare, dar nu sunt sigur că am înțeles ce spune. Ok. Nu se vede. Mai făcea nu știu, numai eu. Le zice, our mathematical and logical reasoning has a characteristic that places it in sharp contrast to our causal explanations. Mm-hmm. Ok. A cause comes before an effect. Causal explanations make no sense outside time. Causal connections can exist only in time. Pare să fie ceva aici, distinția asta. Pentru că depinde într-un raționament matematic. Poți să pleci de la axiome să ajungi la niște teoreme, dar poți să iei teoremele ca axiome și să ajungi să demonstrezi axiomele, știi? Deci ordinea asta nu pare să aibă ordinea demonstrației, pare să nu aibă da, pe când în raționamentul cauzal, nu? Okay. Sau într-o explicație cauzală, ordinea de teoreme este că nu există un conflict între matematică și explicație cauzală. Deci, el... Ce spune, ce spui tu că spune el, este, dar ar fi bine să se vadă, nu știu, ce pot să fac ca să se vadă? A fost aici? Da. Așa zic că era. La un zi la numai. Cred că așa a fost de un moment în față. Nu mă duc. A fost o dată? A fost o dată și a fost. Să spui, cum spui tu și sunt de acord, că raționamentul logic și cel cauzal sunt diferite. Dar el spune că sunt în șarp contrast cu explicațiile cauzale. Și, într-adevăr, în continuare nu-l contrazic. O cauză vine înainte de un efect. Mă rog, să zicem că există experimente cuantice care sunt mai greu de explicat în sensul ăsta, o cauză vine înainte de un efect. Explicațiile cauzale nu au sens în afara timpului. Conexiunile cauzale pot exista numai în timp. De acord. Și ceea ce spun eu este că nu există niciun conflict între explicația matematică și cea cauzală. Nu spun că sunt identice. El zice că există un contrast așa, sharp, și tu spui că nu există niciun conflict. Păi asta nu ești ceea ce nu există un contrast. A spui că nu există un contrast? Era un context mai mare din care am luat fragmentul ăsta. Ceva în 2015, cred că este eseul lui de anul trecut. Și comentariul l-am scris tot atunci, anul trecut.
Și nu mi-am inteles contextul exact. Dar de ce nu există un conflict, după părerea mea? După părerea mea există un conflict. Pentru că dacă ai o lege a fizicii, o descrii matematic într-o ecuație de obținere, asta conține cauzalitatea. Cauzalitatea nu e ceva în afara matematicii, cum pretinde el în... Dar ce conține cauzalitatea? Legea fizicii sau expresia ei matematică? Nu, cauzalitatea e conținută în legea fizicii care e izomorfă cu expresia ei matematică. Mm-hmm. Că nu există un... Deci trebuie să citești articolul lui, okay. Eseul lui, care... Nu știu, poate n-am ales cel mai bun citat sau poate trebuia să aleg unul mai mare. Pare super interesant. Eu prima dată am crezut că e vorba de Peter Angel. El are și o carte împreună cu Smolin. Deci dacă îți place, există și o carte mai mare, poate. Deci au amândoi chestii acolo și au și o carte împreună. Și au și niște reprezentări la perimetre pe care le poți vedea. Da. Și mai bibliografică. Discuția asta în legătură cu faptul că Hawking s-a speriat de teoremele lui Gödel, a primit un răspuns și el a renunțat să mai crede în așa ceva. Din partea unui logician american, Solomon Fermat, care i-a spus de ce nu au legătură lucrurile în competitudine în sens Gödel, ce caută fizicienii dintr-o teorie Dacă interesează, spot, dar... Da, mulțumesc. O să fim cam în amine.